O mare parte dintre miniștrii guvernului Gavrilița se vor regăsi în componența propusă de Dorin Recean. Lista ar urma să fie făcută publică luni sau cel târziu marți de candidatul la funcția de premier. Cel puțin asta ne-a declarat astăzi deputatul PAS, Radu Marian, care ne-a confirmat că de dimineață mai mulți deputați, dar și alți membri ai partidului de guvernare s-au întâlnit la președinție, unde au discutat despre cine ar urma să intre în noul executiv, dar și despre pașii care vor fi întreprinși în perioada următoare. Haideți așa, ceea ce se întâmplă acum este un reshuffle, o regrupare. Este fundamentul noului guvern să fie echipa care este acum. Da? Deci noi vrem să continuăm lucrurile care s-au început și să le accelerăm. Și e inevitabil o parte, o mare parte din miniștri actuali să regăsească și o nouă guvernare. Radu Marian a evitat să spună care miniștri vor fi schimbați și care vor rămâne din guvernul Gavrilița. Mai mult, nu este exclus că ar putea să apară și ministere noi. Cert este că după ședința de astăzi de la președinției, lucrurile în mare parte sunt deja clare, ne-a spus deputatul PAS. Nu exclusă și o posibilă reorganizare în anumitor ministere. Am avut o ședință cu deputații, desigur am discutat deja despre echipa guvernamentală și am discutat modul în care să organizăm, în modul în care să ne organizăm în noua guvernare și asta e. Discuția deja în câteva zile să fie clar. Lista cu noua componență ar urma să fie făcută publică la începutul săptămânii viitoare. La ședința de la președinție a participat și Andrei Spânu, care însă a evitat să ne spună dacă se va regăsi în componența candidaturilor propuse de Dorin Recean. Ieri Natalia Gavrilița și-a anunțat demisia. Prim-ministra a sugerat că pleacă din funcție pentru că nu mai are susținere politică, precizând că a condus un cabinet de miniștri în care europenii au avut mai multă încredere decât cei de acasă. La finalul discursului, premierul a plecat glonț, fără a mai răspunde la întrebările jurnaliștilor. Ulterior, nici la 3 ore de la anunțul Nataliei Gavrilița, președinta Maia Sandu a prezentat noua candidatură, consilierul său pe securitate, Dorin Recean. Acesta are la dispoziție 2 săptămâni pentru a-și întocmi programul de guvernare, dar și echipa de miniștri. Pentru a fi investit în funcție, Dorin Recean are nevoie de votul a 51 de deputați.